Mii de tineri din România ar putea beneficia de sprijin pentru a-și finaliza studiile obligatorii, precum și pentru a urma pregătirile profesionale cerute în domeniul de angajare. Persoanele care vor beneficia de sprijin financiar trebuie să aibă vârste cuprinse între 16 și 29 de ani. În cadrul proiectului se pune accent pe șomerii din mediul rural și pe persoanele care aparțin minorității rome. Aceștia vor beneficia de sprijin financiar pentru a-și finaliza studiile obligatorii și pentru a urma cursul de calificare profesională în meserii pentru care există cerere pe piața muncii. Un ajutor de la asta, până la urmă, nu văd nimic rău în asta, adică este un ajutor pentru ei ca și tineri, să poată să facă ceva cu banii ăia dacă ei nu au de unde să ia. Și crezi totodată că i-ar face să meargă la școală? Asta, nu știu, acum depinde de fiecare și de mentalitatea lui. Cred că este o soluție bună pentru ei, nu și-au terminat studiile, trebuie să-și continue studiile, să fie oameni terminați cât de cât și apoi să-și găsească loc de muncă. Pe lângă aceste prevederi, programul operațional Capital Uman Viitor pentru Tineri asigură și acordarea unei sume de 25.000 de euro pentru 1.500 de tineri care vor să-și deschidă propria afacere. O treabă extraordinară. Doar tinerii să-i folosească cum trebuie, atâta e. Să fie muncitori și să-i investească unde trebuie. E un lucru foarte, mai ales tineri. Eu dacă vă spun de la ce vârstă, Am muncit de la 15 ani, eram în câmpul muncii și eram cu salariul meu. Am ajutat frați, am ajutat părinții. Deci asta, ca să-și pornească o afacere și să dezvolte el singur, e o chestie extraordinară. Dar depinde de fiecare tânăr. Dacă vrea să-și dorească mai mult, dacă vrea să fie numai pe spatele părinților și a bunicilor, asta e treaba lor. Și toată ziua să vină, dăm și mie 50 de lei din 25, când el ar trebui să aibă pormoneul plin. Prin aceste contracte avem un singur scop, asigurarea unui viitor sigur tinerilor acasă în România. Sunt mulți tineri care nu și-au finalizat studiile și care nu au niciun loc de muncă. Acești tineri reprezintă o resursă imensă pentru România, iar noi vrem să-i ajutăm să-și găsească un loc de muncă bine plătit, afirmă un reprezentant al programului.